Salutare băieți, bine v-am găsit la un nou tutorial pe canalul nostru. Ei bine, fraților, în tutorialul de astăzi vreau să vă arăt cum să vă instalați niște efecte sonore pentru a vă schimba, practic, sunetele la arme. Cum o să le instalați? Vă duceți în descriere unde o să găsiți Discord-ul meu. După ce ați dat click pe linkul din descriere și ați dat join pe grupul meu de Discord, o să vedeți că aici mai jos la information aveți Weapon Pack. După ce ați dat click pe Weapon Pack și dați click pe linkul ăsta de pe Mega, o să vă ducă direct pe Google unde puteți să-i dați, bine, eu l-am deja, deci nu o să mai mă lase să dau download din nou, dar dacă o să șterg și o să încerc, dacă o să încerc din nou să-l descarc, o să-mi apare butonul de download fix aici. L-aveți în download sau îl puneți voi pe desktop unde vreți voi, nu contează. Dublu click pe el o să vă deschidă 5M Audio, după îi dați extract pe desktop sau depinde unde vreți voi. Și după ce am dat extract putem să ștergem mirarul ăsta sau dacă vreți voi să-l mai păstrați fix problema voastră. După dăm dublu click, intrăm în folder, o să vedeți că avem această arhivă fix și un sounds aici, două foldere, le tragem și pe astea pe desktop, asta dacă în caz că nu știți puteți să dați click pe readme în caz de nu înțelegeți. Bun, apoi vă duceți în Steam sau depinde unde aveți voi jocul, dacă l-aveți de pe Rockstar intrați în Rockstar Launcher și dați acolo Properties sau Browse Local Files, nu știu sigur cum e pe Rockstar. Eu l-am de pe Steam, așa că mă duc pe Steam, click dreapta Properties, după mă duc în Local Files și dau Browse. O să mă bage fix în folderul default al GTA-ului, nu al 5M-ului. Evident, poate vă întrebați de ce nu-l instalez în 5M. Ei bine, 5M-ul practic face parte și cu GTA-ul în sine, deci ca să schimb ceva sonor trebuie să intrăm să le schimbi în GTA 5, în folderul de la GTA 5. Bine, după ce ai intrat în GTA 5, te duci frumos în X64, audio să fix și aici se produce magia. Deci aici filele astea se vor pune una peste alta, să zicem așa. Copy-paste, practic. Dar nu o să fie chiar așa cum credeți voi. Deschideți toate trei folderele, deci trebuie să le aveți pe toate deschise, să le încadrați și voi așa cât să vedeți. Vă descurcați voi. Fine, bam, bam, bam. Ce trebuie voi să faceți? O să vedeți că în folderul cu sounds, deci ca să vă faceți voi o idee, în dreapta deschideți folderul de la GTA 5, în stânga sus aveți arhiva fix, în stânga jos aveți folderul cu sounds. Voi o să trebuiască să luați fiecare filă în parte, puteți începe de sus, puteți începe de jos, nu contează, fiecare filă în parte o trageți aici, îi dați bine, eu pe mine o să mă pun să dau replace pentru că le-am adăugate deja, dar vreau să vă arăt cum să procedați. Deci îi dați replace, după ați adăugat fila jos, s-a dispărut de aici, s-a transferat aici, ok? Vă duceți pur și simplu, o să fie mereu un highlight aici pus ca să vedeți fila pe care ați adăugat-o. După trebuie să trageți această filă sus în arhivă, ok? După se deschide un tab de la CMD și pur și simplu trebuie să apăsați pe orice tastă ca să se adauge. Deci eu dacă apăs acum pe Enter, bun, mi-a adăugat mod, ok? Și tot același proces îl faceți și cu celelalte file rămase în folder, ok? Până rămâneți cu 0 aici. Deci, dacă băgați pe ăsta aici, îi dăm replace, bine, în cazul vostru nu dați replace, îl tragem în arhivă, îi dăm Enter, bam, l-am băgat, ok? Și toate filele voi băga în folderul de la GTA, după în arhivă și tot așa. După ce ați făcut asta, puteți să le închideți, ștergeți chestiile astea că nu vă mai trebuie, intrați pur și simplu în 5M, intrați pe orice server unde aveți voi arme, testați sunetul la arme și vedeți dacă merge. Cam asta a fost băieți, n-a fost lung, foarte ușor. Uitați-vă, pupărem pe G. Ciao, ciao.